Imediat după cununie, după ce Crina a scăpat de emoțiile pe care le are orice mireasă în momentul în care spune da, însoțită de proaspătul ei soț, de părinți și de nași, s-a îndreptat spre un restaurant de fițe din nordul capitalei. Odată ajunși la restaurant, Crina, Gabi și nașul Olăroiu, alături de soția sa, s-au așezat la masă. La scurt timp, Gino Iorgulescu și-a făcut și el apariția, șeful ligii profesioniste de fotbal fiind unul dintre invitații de onoare ai evenimentului. Crina și Gabi le-au oferit o masă pe cinste invitaților. Zâmbitori mai tot timpul, cei doi miri le-au povestit mesenilor sentimentele pe care le-au încercat în momentul în care se aflau în fața ofițerului stării civile, reușind astfel să îi facă pe cei din jur să se amuze copios. Petrecerea nu a durat foarte mult. După doar 2 ore, mirii și-au luat rămas bun de la apropiații lor și au plecat grăbiți spre casă, probabil pentru a se bucura de prima seară ca soț și soție. Câți invitați vor fi la nuntă? Nu vor fi 300 și ceva, așa cum s-a spus, vreo 100 și ceva de persoane, prieteni, apropiați, familie, nu o să fim foarte mulți. Ce artiști vă vor cânta? Fly Project, pentru că sunt prietenii noștri și oricum ar fi fost invitați la nuntă, Loredana, mai sunt și alții. Cu nașii te-ai sfătuit? Da, bineînțeles, ne-am sfătuit, evident, ne-au ajutat și la organizarea anunții. Din partea cui a venit cererea să vă cunune? Din partea lor sau a voastră? Cine a fost cu propunerea? Asta întreabă-l pe Gabi. A, deci ei, bărbații, au hotărât. Da, din partea noastră, Gabi este prieten și se cunoaște cu ei de foarte mult timp. Ei sunt oameni foarte dragi și foarte apropiați. I-am cunoscut și eu între timp și m-am simțit întotdeauna foarte bine de câte ori ne-am întâlnit și de câte ori am petrecut momente frumoase împreună. Don't say no, no, no.